văd un atac pe care îl numesc de-a dreptul irresponsabil al PSD și al președintelui său la ceea ce înseamnă Programul Național de Redresare și Reziliență. Este un atac care arată cât de puțin înțelege PSD despre ceea ce înseamnă un astfel de program și un astfel de plan de țară pentru România. O procedură absolut firească, o procedură care va dura timp de 2 luni, în care Comisia Europeană trimite tuturor țelor care au trimis aceste programe, trimite întrebări și clarificări firești și normale când vorbim de documente de mii sau zeci de mii de pagini, este transformată de PSD într-un atac practic la perspectiva și credibilitatea României și ca partener european și ca țară capabilă să dezvolte un astfel de program. Asta se întâmplă evident pentru că PSD a fost și rămâne un partid al sărăciei, un partid care crede că o Românie subdezvoltată poate să-i asigure acea clientelă politică cu care ne-a obișnuit și cu care a ținut România sub dezvoltare timp de 30 de ani. Am o veste și pentru domnul Ciolacu și pentru membrii PSD care îl susțin. Acest program va fi un succes, România va atrage aceste peste 29 de miliarde de euro și România se va dezvolta așa cum a încercat PSD să nu se întâmple în toate guvernele pe care le-a avut până în acest moment. Vreau să fiu foarte clar, consultările care se desfășoară în aceste zile sunt firești, vom răspunde la ele, vor veni probabil altele, astfel încât în momentul în care Comisia Europeană va da avizul final al acestui program, să avem într-adevăr un program și niște proiecte care să facă o schimbare semnificativă și vizibilă pentru fiecare cetățean al României. Și vreau să clarific foarte clar, a spus-o și premierul, o confirm și eu prin rolul de coordonare pe aceste ministere care implementează PNRR. Programul nu a fost respins, nu a fost retras, este o consultare firească, programul va fi aprobat, România va avea această resursă și până în 2026 vom avea cu toții șansa să vedem proiecte majore, proiecte importante, care n-au existat niciodată în România. Asta legat de programul acesta. Sunt aici la cortul USR Plus, care promovează campania de vaccinare, pentru că această campanie pe care noi am lansat-o acoperă în momentul de față mai mult de jumătate din țară. Sunt aproape 300.000 de materiale de informare deja distribuite și vom continua să facem acest lucru în zilele și săptămânile și lunile următoare. Nu doar pentru că nu există altă alternativă decât să ne vaccinăm pentru a putea să scăpăm de restricții, dar este modalitatea pe care fiecare instituție trebuie să o practice și să o înțeleagă, aceea de a promova și de a informa pe oameni despre necesitatea vaccinării. Nu este un mesaj politic, este un mesaj de sănătate publică și de aceea fac și acum aici în Sibiu apel la celelalte organizații civice, la biserică, la instituțiile patronale, la sindicate, să desfășoare astfel de campanii printre membrii proprii, printre susținători, să încurajeze să meargă să se vaccineze, să le faciliteze activitatea de a se vaccina, pentru că împreună, crescând acest procent național, putem avea, iată, o ridicare a restricțiilor și putem reveni mai repede la acea viață liberă și dinamică pe care o trăim cu toții și pe care ne-o dorim cu toții. Venind acum spre agenda locală, sunt în Sibiu, nu întâmplător. Mâine voi avea o discuție împreună cu premierul și directorul teatrului despre continuarea și pașii următori legați de acest centru de conferințe și de spectacole, că un proiect important și, zic eu, major pentru Sibiu și este un proiect despre care vorbesc de fiecare dată. Țin foarte mult ca acest proiect să facă mai departe pașii necesari și să devină o realitate de care să ne putem mândri și noi și generațiile următoare aici în Sibiu, unde avem acest eveniment absolut spectaculos, Festivalul de Teatru, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, un reper care trebuie să rămână așa în ceea ce înseamnă viața culturală a planetei, îndrăznesc să spun și nu exagerez deloc, și pe bună dreptate efortul domnului Chiriac, a echipei sale, a municipalității trebuie susținute, facem asta și de la vârful guvernului. De asemenea, mâine o să fiu în prima parte a zilei la Mică Sasa, unde voi susține campania de vaccinare, va fi acolo un maraton de vaccinare. Și de asemenea voi face activitate de voluntariat la Palatul Bruckenthal de acolo, un monument de clasa A, un monument a cărui protecție și renovare este de asemenea importantă și avem demersurile și primarul de acolo desfășoară un proiect de reabilitare a acelei construcții. Voi fi, repet, acolo în prima parte a zilei în Mică Sasa, după care în a doua parte a zilei voi veni la Sibiu și voi participa, este o bucurie pentru mine
la cea de-a 222-a reprezentație a spectacolului Faust, una dintre, să spun, performanțele culturale absolut spectaculoase pe care Teatrul din Sibiu le realizează.